întrebat despre aia. Cum ai supărat, domnule? Nu m-a fost supărat, sunt resemnat, adică e deja viu, să vedem că acum 3 ani, când te bate steaua, nu ești trist că te bate steaua, ești trist că îți măsori neputințele. Adică dacă am avea și noi un stanciu, am emis mai multe pretenții. Am crezut chiar mult în țara asta, dar am început și fricos, nu știu, fricos. Până la urmă, păcat de făcut un gol. Dacă îi bătea steaua, eu am și spus de altfel. Nu ne-a de importanță ba steaua. Important este un joc spectaculos, se încălzește oamenii. Să vadă oamenii că putem da gol, că meciul nu-i jucat. La 1-0, deja lumea era cumva resemnată, la 2-0 și cu Gabi scos. Bineînțeles, cu Gabi dat afară, este din nou o fază tipică lui Malaș. Tipic. Adică tratat nașul exact cum vrea filmul. I-a rupt exact de aici, unde vei. Nici primul n-a fost galben de galben, după care a jucat timorat. Al doilea, asta e. Adică, da. Nu, e greu să comentez. Sunt 2-3, când am uitat cei 3 jucători ai lor, care sunt, nu știu, și mental au câștigat. Adică au venit aia ca și cum, mi-a și jucat ca la grădiniță. Adică, las că vă arăt un vouă. Totuia 3, mi-am intrat în corz, adică am făcut noi. Nu am văzut pe aia 3. Golul 2 face 5 stele. Deci sunt total de fetele. Dar nu știu fotbalul, nici eu nu știu. Mușat acolo a rămas întins. Mușat ce vrea să întins, el rămâne întins de obicei. Era fotbal acolo, ce-i faci? Nu, gol din gol. N-a fost tot stai. Că-i mușat întins, dar ce? Are ceva mușat, dacă-i curgea, se înzimnează, dacă avea capul spală. N-am mai putut continua jocul. Așa este. Da. Cred că da, dar... Am văzut cum lucrează capitaliștii, nu cu cinstea și cu morala, ci cu rezultatul. Ei pleacă acasă cu 3 puncte și sunt mândri. Noi rămânem acasă, nu e vorba de 3 puncte, nu e vorba de spectacol. Erau 8.000 de oameni care meritam un gol din partea Botoșanului. Și meritam mai mult suspans, asta e opinia mea. Adică nu, eu nu țineam mai să bat steaua, am spus de altfel. Pentru mine era frumoasă și să fie și o de asta, și o cădere măreață. Adică, ca în Zorba greu. Se dărâmă totul, dar se dărâmă cu un timp de plăcere. Chiar așa? Adică tot era scris, vine, te bate, nu putem cu ăștia, stai că îți pune noi. Te pun pe ăștia 3, îți dau golul și mai mult nu se poate. Asta e. Suporterii mulțumit de atmosfera. Extraordinar. Să-i mulțumim oamenilor. Și faptul că au avut atâția oameni, sigur că mulți dintre Steaua, recunosc ca să recunoaștem și nu ai ce să zic. Trebuie să-i fericităm pe oameni, să le mulțumim că vin la stadion. Și cred că trebuie să facem noi mai mult ca să încălzim. Dar tot este deosebire de alte meciuri, în afară de cei 150 care au fost acum sectorul arestul, tot așa se nu fece votul. Da. Sau este o schimbare clară. E o schimbare radicală de atitudine și după asta ne... Da, nu trebuia să dați un gol. Lor. Da, au contat discuția, am văzut că ați avut o discuție, ați fost opriți de câțiva suporteri înaintea meciului, la intrare. Nu. Da, au venit, i-au adus copiii cu mine. Aveau părinți cu copii și nu puteau intra cu copiii și reproșau mie să reorganizez lucruri. Eu nu puteam să reorganizez. Și erau 10 copii care aveam la lojă, pe toți. Și am zis, dați copiii la mine, stau în lojă la noi. Și părinții au intrat acolo și după aia la urmă am scos pizia, mi-au trimis acasă. Asta era, dar ei îmi reproșau că nu-i dă voi strip copii și i-am anunțat. Eu chiar habar n-am ce puteam să anunțe pe cine, nu vin cu copiii. Și nu poți să iei un copil care are 7, 8 ani, 10 ani, 11 ani în brațe. Că-i dai ajuns pe ceilalți. Și n-ai cum să-l ții acolo. Eu n-am avut, bine, ce să mai zic.